Măsura de sprijin 125 se derulează pe 5 ani cu obligații clare pentru fiecare perioadă în parte. Agenția de plăți și intervenție în agricultură a dat startul campaniei de depunere a cererilor pentru sprijinul financiar aferent anului 3 de angajament. Cererea de plată poate fi completată fie direct pe hârtie și depusă la Centrul Județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, fie la opțiunea beneficiarului în format electronic, respectiv online, la adresa www.apia.ro. Subvenția se adresează fermelor mari care și-au asumat sporirea numărului de capete, îmbunătățirea condițiilor de mediu și a celor în care sunt crescute animalele. La nivelul județului Olt au depus cereri conform ordinului amintit un număr de 7 societăți comerciale. Numărul de animale pentru care se solicită plata ajutoarelor variază între 2700 de capete anual la cea mai mică societate și la SRL Tufen, numărul de capete pentru care se solicită sprijin este de 35.000 de capete. Condițiile pe care trebuie să le respecte fiecare fermă în parte sunt cuprinse în 6 pachete de servicii. Cele mai multe societăți din Olt au reușit să totalizeze punctajul maxim. Măsura cuprinde un pachet de 6 subpachete, iar numărul maxim care poate fi alocat pe unitate vită mare este, dacă îndeplinește cerințele pentru toate cele 6 subpachete, de 110 euro pe unitate vită mare. Până acum, în primii 2 ani de aplicare a măsurii, toate cele 7 societăți au îndeplinit cerințele. În anul 5 dintre ele integral. Avem probleme cu 2 dintre societăți care nu au populat ferma în anul de sprijin 2, respectiv 2013-2014. Dacă nu vor reuși să populeze fermele și să aducă toate documentele justificative, fermele riscă să dea toți banii înapoi. Sumele sunt consistente și pot ajunge până la 140 de lei pentru fiecare animal.